Polițiștii făgărășeni cer ajutorul cetățenilor pentru a identifica două persoane care și-au însușit o sumă de bani de la un bancomat. Oamenii legii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Poliția Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, dosar instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 74 de ani din municipiul Făgăraș, județul Brașov, s-ar fi deplasat la un ATM aparținând unei unități bancare amplasată pe raza municipiului Făgăraș, în vederea efectuării unei tranzacții, respectiv retragerea unei sume de bani. Ulterior finalizării acestei activități, femeia în cauză ar fi procedat la ridicarea cardului bancar, fără a prelua suma retrasă, aceasta fiind uitată în fanta bancomatului. La scurt timp, două persoane necunoscute, respectiv un bărbat și o femeie ce se aflau în proximitatea ATM-ului și ar fi însușit pe nedrept suma de 900 de lei, ulterior aceștia părăsind zona. În urma activităților investigativ-operative efectuate în cauză, polițiștii au identificat imagini cu persoanele bănuite de săvârșirea faptei anterior menționată. Întrucât identificarea autorilor nu a fost posibilă, în vederea stabilirii răspunderii judiciare și pentru buna desfășurare a urmăririi penale, persoanele care pot furniza informații cu privire la identitatea persoanelor în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.